În cadrul manifestării din pădurea Fântânița Murfătlar au avut loc demonstrații de chiureș, de tras cu arcul, călărie, dar și un amplu program artistic, susținut de ansamblurile și soliștii UDT TMR. Pentru noi tătarii sunt foarte importante. Înainte, până acum 30-40 de ani, era o tradiție anuală. S-a renovat de anul trecut, acum este a doua ediție, aici la Fântâniță. Anul trecut am avut o participare bună, am crezut noi atunci, în jur de 2500 de oameni. Acum, după cum vedeți, mi-au ieșit jandarmeria peste 4000 de persoane. Filiala Medjidia, Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, are o echipă care a reușit să obțină rezultate remarcabile la luptele Chiureș. Dacă în trecut luptele erau dedicate doar comunităților tătărești, în prezent Chiureșul a devenit o competiție la care poate participa oricine. Filiala Medjidia, nu vreau să mă laud, de o realitate, sunt cam majoritar la categoria 15-18 ani și până acum suntem foarte mulțumiți de rezultate. Avem luptători și la categoriile celelalte două, deci e vorba de categoria 18-22 de ani și categoria Open. În cadrul manifestării a avut loc și festivitatea de închidere a cursurilor școlii comunitare din cadrul UDT TMR. Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Murfătlar.